presa liberă trecere cu Loredana Bălan la TV Sat. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunteți la presa liberă trecere. Vom pune astăzi în discuție problema spitalului municipal din Râmnicu Sărat. Îl avem invitat pe domnul primar Sorin Cârjan. Bună seara, bine ați revenit, domnule primar. Bună seara, vă spun și eu și dumneavoastră și telespectatorilor care ne urmăresc. Un subiect care tot circulă în aceste zile ne-a determinat să vă avem astăzi invitatul ediției. Râmnicenii sunt îngrijorați cu privire la anumite zvonuri care circulă privind închiderea Spitalului Municipal din Râmnicu Sărat. Spitalul nostru va redeveni spital suport COVID în perioada următoare? Am să fiu extrem de ferm în a preciza lucrul acesta încă de la început. Deci nu se pune problema închiderii Spitalului Municipal. Nu vom reveni la ceea ce în urmă cu aproape un an de zile am avut ca și situație cu spitalul închis, cu policlinica închisă, ceea ce a făcut ca luni bune, un an de zile practic, râmnicenii și locuitorii din zonă să nu beneficieze de servicii medicale. Deci răspunsul este nu, am să și detaliez. Ne preocupă acest subiect încă de la anunțarea valului 4. Trebuie să știți că în toată această perioadă spitalul s-a pregătit cum a putut mai bine pentru a face față, să spunem, unui număr mai mare de internări, dar în așa fel încât cele două circuite, atât pentru bolnavii COVID cât și pentru non-COVID, să fie funcționale. Este adevărat că în urmă cu ceva vreme înțeleg că ceva declarații ale reprezentanților de la Direcția de Sănătate Publică au creat ceva confuzii, dar am urmărit cu atenție atât pe ministrul interimar al Sănătății, domnul Cechi Atila, cât și pe domnul Raed Arafat. Nu se pune problema astăzi, cunoscându-se de fapt și experiența celor 2 ani de pandemie, deci nu se pune problema ca spitalele să redevină cele care au fost unități suport să își reia activitatea în această funcțiune, ci toate unitățile spitalicești, deci menționez toate unitățile spitalicești, va trebui să aibă duble circuite, în așa fel încât să asigure pacienților din zonă posibilități de tratare atât pentru bolnavii cronici, urgențele care pot apărea, cât și pentru bolnavii infectați cu coronavirus. Trebuie de asemenea să știți că între eforturile care s-au făcut în această perioadă, Ministerul a cerut în pași o situație cu numărul de paturi care pot fi extinse pentru circuitul de non-COVID, într-un plan de reziliență care s-a dorit o pregătire, cum spuneam, în perioada de acalmie a spitalelor pentru valul 4. În acest nou scenariu, Spitalul Municipal a venit într-o primă etapă cu un număr de 97 de paturi. Nu, deci plecând de la 67 de paturi, a trecut la 98 de paturi într-o a doua etapă și va ajunge până la 128 de paturi, paturi care le poate pune la dispoziția bolnavilor infectați cu coronavirus. Trebuie cunoscut faptul că în toată această perioadă spitalul nu a beneficiat de sprijin din partea Ministerului, să spunem, sau a Direcției de Sănătate Publică, în sensul că nici echipamente, dar mai ales medici, nu au fost detașați la Râmnicu Sărat, ceea ce practic a făcut imposibilă, la un moment dat, extinderea numărului de paturi, pentru că degeaba avem paturi funcționale, pentru că nu avem medici care să poată să îi îngrijească. Avem mai multe secții unde funcționăm cu un singur medic, situația este cunoscută. Am trimis nenumărate adrese, nu doar, și spunem, am trimis generic de la Râmnicu Sărat, atât de la Spitalul Municipal, cât și de la administrația locală. Situația este arhicunoscută, deci nu cred că mai poate cineva să invoce necunoașterea situației de la Râmnicu Sărat, dar din nefericire lucrurile nu s-au schimbat semnificativ. Cert este că la momentul acesta spitalul pentru acest moment este pregătit cu 128 de paturi, cu toate, mă rog, echipamentele care sunt în dotare, dar care sunt insuficiente
și pentru aceste 124 de 128 de locuri să le asigure, pentru că nu sunt echipamente suficiente și nici n-avea cum să fie dacă ministerul nu a trimis în această perioadă. Domnule primar, în prima perioadă, în primul val, acest număr, 128 de paturi, a fost depășit în Spitalul Municipal din Râmnicu-Sărat? A fost depășit. Am avut la un moment dat 160 de pacienți internați, dar a fost o situație critică. Au fost săptămâni bune în care cel puțin medicii au fost supra-solicitați. Acea situație nu se poate repeta. Trebuie să știți că la momentul acesta toți medicii din Spitalul Municipal își doresc să rămână deschise ambele circuite. Mai mult decât atât, sper să nu ajungem în această situație, dar o parte din domniile lor au spus că în cazul în care se va reveni la activitate ca spital suport, se gândesc să părăsească spitalul, pentru că până la urmă rolul unui medic este să activeze acolo unde s-a pregătit pentru disciplina pe care o stăpânești. Eu sper ca toate lucrurile acestea să se facă pe reprezentanții Direcției de Sănătate Publică să înțeleagă care sunt, să spunem, nevoile spitalului și funcția de aceste nevoi să sprijine activitatea Spitalului Municipal. Și în acea perioadă, când vorbeam de 160 de pacienți tratați pentru COVID la Râmnicu-Sărat, nu făceam referire și la persoane venite din alte județe? Nu vorbeam doar de locuitorii municipiului Râmnicu-Sărat, cei arondați spitalului? Trebuie să știți că am avut în permanență o situație cu pacienții din spital. Niciodată nu am avut mai mult de 40 de pacienți din municipiul Râmnicu-Sărat. Zona însă, cum bine știți, zona arondată Spitalului Municipal face ca aglomerarea să fie undeva la 90.000 de locuitori, dar chiar și așa, în cele mai multe situații am ajuns la depășirea acelui număr de paturi datorită pacienților trimiși din Buzău sau zona Buzăului. Este firesc, trebuie să ținem cont de situația apărută la un moment dat, ca Spitalul Municipal, prin medicii pe care îi avem, să trateze pacienți și din județ. Dar un lucru pe care am atras atenția atât a Direcției de Sănătate Publică cât și Prefecturii este să existe un echilibru în pacienții care sunt internați în cele două spitale, respectiv Spitalul Județean și Spitalul Municipal, pentru a nu supraaglomera spitalul din Râmnicu-Sărat. Și când mă gândesc la acel moment, nu e problema neapărat asupra aglomerării, ci a faptului că la un moment dat, din pricina aceasta, ar putea cel de-al doilea circuit pentru pacienții non-COVID să fie, să spunem, oprit. Un lucru de nedorit și pe care nu-l vom accepta. Trebuie să știți că încă de la primele semne, să spunem, că lucrurile încep să se deterioreze, văzând evoluția ca număr de pacienți. Am avut o ședință cu consilierii municipali, chiar ne-am întâlnit săptămâna trecută, târziu, și am stabilit, am și trimis un memoriu atât către minister, către Direcția de Sănătate Publică, către prefectură, în care am spus că nu vom accepta sub nicio formă să revenim la ceea ce am trăit odată, să luăm râmnicenilor dreptul de a avea servicii medicale și ne vedem obligați să uzăm de dreptul nostru, inclusiv în instanță, să contestăm la un moment dat un ordin care ar putea, să spunem, opri activitatea pentru circuitul long COVID la Râmnicu-Sărat. De asemenea, am participat la sfârșit săptămâni trecute la ședința de Consiliul de Administrație a Spitalului. S-a prezentat o situație, am făcut-o cunoscută și la nivelul consilierul local, dar și la instituțiile abilitate pentru a gestiona această situație. Și la momentul acesta vom susține toate demersurile pe care Spitalul Municipal le va face prin manager, prin directorul medical, în așa fel încât să facem posibilă funcționarea pe toată perioada pandemiei a celor două circuite. Pentru a crește capacitatea, trebuie să știți că s-au făcut și se fac în continuare eforturi. Chiar la momentul acesta se lucrează la reabilitarea secției dermatovenerice din cadrul Spitalului Municipal. Este o nouă secție care va fi modernizată și va fi redată circuitului COVID, probabil. De asemenea, toate echipamentele care nu au fost solicitate, dar insuficiente pentru a face față cerințelor, așa cum și-ar dori la un moment dat Direcția de Sănătate Publică, deci toate lucrurile acestea le facem prin eforturile financiare ale Consiliului Local.
Spuneți că dumneavoastră, administrația publică locală, nu veți mai accepta situația de anul trecut. Medicii spun că se vor retrage din activitate de la spitalul municipal dacă vor ajunge să trateze exclusiv pacienții COVID, așa cum s-a întâmplat în urmă cu un an de zile. Pe o perioadă de un an și ceva, nu și-au practicat meseria, nu au operat, au tratat doar pacienți COVID. Cetățenii, pacienții, mă gândesc că nu vor mai accepta să bată la ușa cabinetelor medicale sau să ajungă în alte locuri pentru a se trata sau pentru a muri acasă, pentru că au fost și astfel de cazuri. Nu le-am popularizat, nu au fost făcute publice, dar toată lumea știe câtă suferință a fost în acest oraș, ca de altfel în multe alte orașe ale țării. Da, nu sunt adeptul măsurilor radicale, nu am cerut niciodată și nu am instigat lumea la revoltă. Nu cred că acesta este, să spunem, nici rolul primarului și nici cred că demersul cel mai corect la Ați momentul spus că acesta. Nu veți accepta. Nu vom accepta pentru că, așa cum vă spuneam, inclusiv în instanță vom contesta orice ordin va fi emis, mai puțin dacă se va decreta din nou stare de alertă, atunci este o altă situație. Ministerul, guvernul își va aruga acest drept. Dar eu sper să nu ajungem acolo, cu alte cuvinte, situația să nu fie atât de critică încât să putem să ajungem la situații speciale. Altminteri, eu cred că, așa cum spuneam, dacă Direcția de Sănătate Publică va asigura un echilibru în modul în care se vor interna pacienții în cele două spitale, respectiv Spitalul Județean și Spitalul Municipal în Cusărat, cu siguranță vom putea face față acestei situații, așa cum spuneam, cu două circuite. Cunoașteți situația secției de ATI, anestezie terapie intensivă din cadrul Spitalului Municipal din Râmnicu-Sărat? Dotările sunt suficiente dacă ajungem să vorbim de cazuri foarte grave? Dotările sunt suficiente, dar trebuie înțeles că în ATI este foarte important sau cel mai important medicul. La momentul acesta avem un singur medic ATI și al doilea care este la colaborare, deci nu putem asigura o gardă permanentă. Deci, practic, chiar dacă avem un număr mai mare de paturi, practic doar 5 paturi pot fi asigurate pentru bolnavii de COVID, infectații cu COVID, și oricâte presiuni, să spunem, s-ar face din afară, pentru că este la momentul acesta, înțeleg, o cerință majoră pe numărul de paturi la ATI, medicul nostru nu poate asigura și, practic, secția de ATI pentru bolnavii infectați nu poate depăși, numărul de paturi nu pot fi mai mult de 5. În primăvara anului trecut, mare l-a fost bucuria râmnicenilor atunci când s-a redeschis policlinica din cadrul Spitalului Municipal din Râmnicu-Sărat, pentru că noi, râmnicenii, nu am beneficiat nici de serviciile ambulatorului de specialitate. A fost o presiune majoră din partea populației și mă bucur că, într-un final, am reușit să convingem instituțiile abilitate să facă. La momentul acela se considera un mare compromis, dar eu cred că era un act de normalitate și s-a și dovedit ulterior că a fost decizia corectă. Râmnicenii, cum bine ați precizat, mai bine de un an de zile nu au beneficiat de servicii medicale și starea de sănătate la nivel de populație s-a depreciat. Eu sper să nu mai ajungem, nu doar acum în pandemie, ci niciodată, nimeni să nu mai pună problema închiderii spitalului, indiferent în ce localitate, pentru că a produs multă suferință, situații dramatice, pierderi de vieți omenești pentru, eu știu, incidente care ar fi putut probabil avea o altă finalizare, dar credem la momentul acesta că, ținând cont și de experiența pe care au acumulat-o nu doar medicii, nu doar conducătorii spitalelor, ci și reprezentanții celorlalte instituții abilitate în a gestiona această situație, eu cred că toți vor putea ține cont de experiența acumulată să facă lucrurile mai bine în sprijinul sănătății populației. Readuc în discuție situația medicilor specialiști, chirurgi, ginecologi, oftalmologi din municipiul Râmnicu-Sărat, care tratau pacienți de COVID, nu mai intraseră în sala de operații de un an de zile. Trebuie înțeles lucrul acesta, cel puțin în situația chirurgilor. Este un exercițiu pe care trebuie să-l menții zi de zi pentru a fi sau a rămâne în continuare un bun chirurg. Un chirurg care nu operează sau o face sporadic nu își poate desăvârși, să spunem, și acum
iertați-mă, nu sunt medic și probabil ceea ce voi spune voi fi condamnat că mă bag și în probleme medicale. Nu în sensul ăsta, dar este un lucru știut, că dacă nu-ți exersezi abilitățile la un moment dat, tind să le pierzi sau să nu mai faci cu aceeași precizie. Lucrul acesta trebuie înțelese de cei care hotărăsc, să spunem, la un moment dat și să lase secțiile non-COVID să funcționeze, pentru că avem medici, pentru că pacienții au nevoie de medici. Cu alte cuvinte, cu siguranță sunt destule situații în care râmnicenii uzează de serviciile spitalului și avem nevoie acolo de oameni care să-i aștepte și să fie bine pregătiți profesional. Domnule primar, ne puteți prezenta în mare situația înregistrată în aceste zile în Spitalul Municipal din Râmnicu Sărat? Înțelegem că s-a redeschis secția de pneumologie? Sau ajutați-mă dumneavoastră, vă rog. Eu pot să vă spun că la momentul acesta sunt internați 81 de pacienți. În weekend a fost un număr mai mare decât în celelalte zile. Tocmai de asta atrag atenția Direcției de Sănătate Publică că în weekend au venit mai mulți pacienți din zona Buzăului decât în mod obișnuit și eu sper ca perioada următoare să se țină acest echilibru. Am mare încredere în conducerea spitalului și în medicii din Spitalul Municipal, încât să, de la zi la zi, dacă este nevoie, să se adapteze noilor cerințe. Dar au și ei nevoie de înțelegere și de sprijin. Și pe lângă sprijinul moral și financiar pe care îl vom asigura în continuare, atât dumneavoastră, ca și presă, cât și noi, din punct de vedere logistic, au nevoie de sprijinul Ministerului Sănătății, a Direcției de Sănătate Publică, pentru a se înțelege exact care sunt, să spunem, nevoile spitalului. E nevoie mare de medici în Spitalul Municipal. Cred că fără a avea legătură cu această perioadă pe care o traversăm, pandemia de COVID-19, pe parcursul acestui an înțelegem că la spitalul din municipiul Râmnicu Sărat chiar s-au realizat câteva angajări. Au venit câțiva medici, vorbim de un oftalmolog, cred că și pe radiologie, avem medic nou. Aceste informații primite în urma unui interviu realizat cu domnul manager Adrian Danielescu. Sunt destui cei care alimentează bursa zvonurilor că de ani de zile nu au mai venit medici la Râmnicu Sărat. Ei bine, au venit medici la Râmnicu Sărat, spitalul însă are capacitate să absorbă mai mulți medici. Ne dorim, dacă se poate, ca toate posturile pe care spitalul de-a lungul timpului l-a scos să se ocupe. Medicii vin și pleacă, din păcate nu toți se statornicesc aici. Dar astăzi, din toate punctele de vedere, Spitalul Municipal le poate oferi medicilor condiții dintre cele mai bune, încât să-și poată desfășura activitatea în condiții foarte bune. Și cred că după ce vom trece de pandemie, cu siguranță Spitalul Municipal va reuși să facă lucrul acesta, pentru că în această perioadă, datorită performanței medicilor și lucrurilor pe care le-au făcut, Spitalul Municipal se bucură de o bună notorietate în lumea medicală. Cunoașteți care este situația epidemiologică la nivelul unităților de învățământ din municipiul Râmnicu Sărat? Știm că toamna este sezonul virozelor. Foarte des răcesc cei mici, școlarii, elevii. Și încă nu a venit pe deplin sezonul rece. Abia acum se anunță un val de frig, oarecum firesc pentru luna pe care o traversăm. Situația ieri în municipiu era stabilă, nu aveam cazuri raportate sau într-o cazul nu era situația de a trece în învățământ online. De asemenea, la momentul acesta rata de infectare este sub 2, deci nu se pune problema să avem situații de școli închise. Însă fac un apel la toți râmnicenii care ne urmăresc să păstrăm acea rigoare pe care am căpătat-o, să zicem, în privința măsurilor pe care trebuie să le luăm pentru prevenirea infecțiilor cu COVID, să purtăm măști, mai cu seamă în incintă, să folosim dezinfectanții, pentru că și de noi depinde atât situația din Spitalul Municipal să fie una stabilă, cât și în școli, copiii noștri să meargă în continuare la școală. Nu putem să așteptăm tot timpul să facă altcineva pentru noi aceste lucruri, pentru că eu cred că avem o datorie să
prin menținerea sănătății noastre și faptul că nu ne vom infecta, să nu dăm emoții, să spunem, medicilor, cadrelor medicale din spital, pentru că, așa cum bine știți, în momentul în care sunt aproape la limită cu internările, este o presiune pe care o resimt în plus. La nivelul unităților subordonate primăriei Râmnicu-Sărat, cum stau lucrurile? Veniți cu acest apel, veniți cu aceste recomandări și către subordonații primăriei Râmnicu-Sărat? Fără îndoială, tot timpul am făcut lucrul acesta. Nu trebuie să intrăm în panică, trebuie să ne obișnuim să trăim în condiții de pandemie. Dacă se poate să nu ne lipsească nimic din modul în care ne organizăm viața, dar pe de altă parte să ne gândim în orice moment că trebuie să ne protejăm și pe noi și pe ceilalți. E o situație stabilă la Râmnicu-Sărat. Din fericire, tot timpul a fost o situație stabilă la Râmnicu-Sărat în timpul pandemiei și eu sper că și valul acesta al patrulea să treacă cu bine peste municipiul nostru. Nu se impun alte măsuri locale, ne trăim firescul vieții, respectând ceea ce este de respectat. Momentan, da. Ne gândim însă, funcție de evoluție, să reanalizăm transportul în comun. Știu că au fost discuții la un moment dat că le-am luat râmnicenilor această posibilitate, dar credeți-mă că a fost o decizie bună. Specialiștii au spus și consideră tot timpul că principalul sau printre cei mai importanți factori care influențează în mod negativ, să spunem, transmiterea bolii, sunt mijloacele de transport în comun, transportul public. Este o măsură pe care o vom gândi la un moment dat, nu se impune la momentul acesta, așa că îi rog pe râmnicen să folosească cu încredere mijloace de transport în comun. Noi ne-am întâlnit în această ediție pentru a le prezenta râmnicenilor situația Spitalului Municipal, pentru a le răspunde la întrebarea dacă se va închide unitatea sau nu se va închide. Vestea primită este una foarte bună. În minutele pe care le mai avem la dispoziție, și nu foarte multe, vreți să mai adăugați și alte subiecte discuției? Ne-am întâlnit și săptămâna aceasta cu telespectatorii dumneavoastră și concitadinii noștri. Le-am spus care sunt, să spunem, cele mai importante investiții care sunt în desfășurare la Râmnicu-Sărat. Practic, în fiecare zi acționăm undeva, facem câte ceva. Vine toamna și îi rog să respecte, de asemenea, regula privind curățenia. Pentru deșeurile vegetale am găsit o zonă, am arundat o zonă. Îi rog să ia legătura cu operatorul de salubrizare sau cu reprezentanții de la ADP și de la Aquaterm și să nu mai depoziteze aceste deșeuri, să spunem, la întâmplare. De asemenea, deșeurile menajere. Vine toamna, facem curățenie în curte, dar nu trebuie să le scoatem la colțul străzii sau mai rău la marginea orașului. Trebuie de asemenea să contactăm operatorul de salubrizare și cu siguranță vom găsi soluții. Râmnicu, apreciez că devine pe zi ce trece mai curat, dar îl putem face și mai curat, depinde însă de fiecare dintre noi să înțelegem care sunt regulile. Deci nu vom mai asista la incendiere ale resturilor vegetale în curțile râmnicenilor? Oricum este un fenomen în descreștere. Eu le mulțumesc râmnicenilor că au înțeles lucrul acesta. Poluarea ne face rău tuturor. Nu așa scăpăm de frunze, nu așa scăpăm de deșeurile vegetale. Nu spun că nu mai sunt și incidente, dar poliția locală are în sarcini și această atribuție de a vedea de unde iese foc, pentru că nu iese fum fără foc, și să meargă să-i atenționeze pe râmnicieni să nu mai facă lucrul acesta. O ultimă întrebare, domnule primar. Știu că acele cabinete școlare din incinta unităților de învățământ sunt în subordinea Direcției de Asistență Socială. Tot ceea ce reprezintă dotare, echipamente, este achiziționat, susținut financiar de Primăria Municipiului Râmnicu-Sărat sau prin intermediul Ministerului Educației? Nu, sunt sume alocate de la bugetul local către Direcția de Asistență Socială, iar ei, la rândul lor, achiziționează pentru cabinete cele necesare. Eu cred că au tot ce le trebuie la momentul acesta. Există o bună comunicare între doamna director și reprezentanții cabinetului medical și
La nevoie, cu siguranță, vor fi suplimentate cantitățile de materiale de care au nevoie. Mulțumim foarte mult pentru prezență. Bucuroși, și eu vă mulțumesc. Bucuroși de vestea pe care ne-ați dat-o. Deci, Spitalul Municipal din Râmnicu Sărat nu se închide, dragi telespectatori. Sănătate vă dorim, numai bine, la revedere! Presa. Liberă trecere.